Visați dintotdeauna să explorați peisajele subacvatice din mare, dar nu aveți pregătirea necesară pentru a face acest lucru? Ei bine, avem o veste bună. La Sibiu, la bazinul Olimpia, se fac cursuri de scufundări. Asta înseamnă că puteți învăța iarna să vă scufundați, iar la vară, când mergeți în concediu, aveți prilejul să explorați o lume unică, cea subacvatică. Este recipientul de oxigen buteria, jacketul, care, cum am spus, este liftul scafandrului. Cu el avem posibilitatea de a ne scufunda și de a ne ridica la suprafață. Cursurile sunt organizate de o firmă din Oradea. Practic, cursanții învață cum să facă o scufundare perfectă. Cursul constă în ședințe de teorie, ședințe de bazin și ședințe de apă deschisă. După terminarea cursului, toți scafandrii sunt brevetați. La final, cursanții vor susține o probă teoretică și una practică. Aceasta va avea loc într-o mare adevărată. Absolvenții vor primi un card recunoscut la nivel internațional, care le oferă posibilitatea să facă scufundări peste tot în lume. O senzație extraordinară. Fantastic. M-am mai făcut snorkeling și am zis să încerc, pentru că mi-e-mi place sub apă. Am avut ceva experiență făcând snorkeling, dar e altceva. Ce a fost cel mai greu? Controlul presiunii, a liftului, urcatul, coborâtul. Am ales să particip la acest curs, întrucât oferă posibilitatea de a obține un brevet, o licență pentru scafandrii și sperăm că în viitoarele concedii să ajungem și în alte țări unde au mare și să facem scufundări cu adevărați profesioniști. Cursurile de la Sibiu sunt posibile datorită unui parteneriat încheiat între firma din Oradea și o agenție de turism de la noi. Acest curs durează 22 de ore, intro plus scufundările, se organizează de către agenția noastră, iar examenul final se dă în Marea Roșie, la banchizele de coral, deci în Egipt. Un curs de inițiere pentru scufundătorii amatori costă în jur de 300 de euro.